El este Samuel Stanciu. Povestea lui m-a inspirat și mi-a adus aminte de o întâmplare destul de ciudată, foarte ciudată, destul de stranie, prin care am trecut eu. Și dacă este vorba de my story, vreau să vă povestesc. Totul începe cu definiția buzunarului. Ce este definiția buzunarului? Ce este buzunarul? Cine poate să-mi dea definiția buzunarului? Sau haideți să încercăm să-l definim. Ce este buzunarul? Aveți buzunare toți? Se spune despre popă care are cele mai lungi buzunare. De ce oare? Place să strângă acolo, să încapă mult. Ce este buzunarul? Haideți. Definim lucruri mult mai complicate decât asta. Bun. Un fel de depozit. Bun. Un fel de cămară. Un fel de, nu știu, dispozitiv de a păstra lucruri. Puteți să mă ajutați să facem împreună un mic test? Să băgați mâna în buzunar și să scoateți ce aveți. Nici eu nu știu. Nu m-am gândit la asta ca să-mi pun ceva în buzunar, dar vreau să-mi spuneți ce aveți în buzunar. Vreau să ridicați mâna ce aveți în buzunar. Chei, iaurt, telefon. Serios, ce buzunar ai? Ești pastor cumva? Ce mai aveți? Niște căști. N-aveți nimic. Ok. Bun. Vreau să găsim împreună definiția buzunarului. La sfârșit, cu asta aș vrea să închei. Până atunci vreau să vă spun că acum 2 ani, chiar 3, am trăit o experiență interesantă vis-a-vis de a găsi și a înapoia lucruri. Tot începe cu un accident minor, dar care m-a dat peste cap cumva. Am fost împreună cu niște surori să dăm cina la domiciliu într-o localitate la o soră care se deplasa foarte greu. Și când m-am întors înapoi în oraș, am parcat mașina lângă trotuar, în așa fel încât să pot ieși, să pot să dau cu spatele puțin și apoi să mă încadrez pe drum și să plec mai departe. În spatele meu era, de fapt, intrarea între niște blocuri, pe o alee. Surorile au coborât, ne-am luat rămas bun, le-am mulțumit că m-au ajutat și eu am dat cu spatele. Am băgat în marșalier, m-am uitat în oglinda din stânga, am uitat în oglinda din dreapta și atât. Mai era încă o oglindă pe care am neglijat-o. Am dat cu spatele și dintr-o dată am auzit o bufnitură puternică și un zgomot. M-am speriat, pentru că nu putea fi un stâlp, nu putea fi un obstacol, nu putea fi o mașină, tocmai ce parcasem acolo, m-am uitat în oglindă, nu venea nimic din nicio direcție. M-am dat repede jos și în spatele mașinii era un motociclist căzut cu motocicleta peste el, îngrămădit acolo, de durere. Nu știam ce să fac, l-am ajutat să se ridice, am văzut că el era foarte preocupat, nu de piciorul care îl durea, ci de motocicletă. Se uita cu atenție la motocicletă, eu aveam un cârlig la mașină, am lovit cu cârligul între piciorul lui și carena motocicletei, am atins carena, dar i-am strivit și piciorul puțin, carena s-a rupt, piciorul nu... din fericire, dar din nefericire pentru el, că am văzut că ținea mai mult la motocicletă decât la picior, pentru că a luat-o la fugă. A fugit, nu știam unde, am rămas cu motocicleta, cu mașina. După câteva secunde se întoarce, am constatat că ieșise dintre blocuri acolo, era exact dreptul mașinii mele, motocicleta nefiind foarte lungă, n-am văzut-o nici în oglinda din stânga, nici în cea din dreapta, și l-am lovit. S-a întors cu un prieten și amândoi se uitau la motocicletă, curgea ceva din ea, deja îmi făceam calcule și rugăciuni. Am schimbat câteva vorbe cu el, era destul de tânăr. Și am spus așa, uite, eu sunt dispus să fac tot ce vrei ca să fii mulțumit. Dacă ai nevoie de îngrijire medicală, te duc la spital, dacă ai nevoie de orice, îți plătesc, dacă ai nevoie de reparații la motocicletă, este vina mea, n-am cum să o scot, e vina mea, nu m-am asigurat. Am vrut să fiu corect cu el. Omul a zis, ok, te-ți dau un număr de telefon, am să mă duc la un serviciu să văd ce presupune reparația și te sun. A trecut ceva timp. Au trecut 3 săptămâni.
nu v-am spus niște lucruri importante. Cu o săptămână înainte, toate lucrurile astea s-au întâmplat într-o zi de luni. 4 zile de luni la rând. Asta era a doua luni când am pățit chestia asta. În prima luni, adică cu o săptămână înainte, mi-am dus copiii la grădiniță și la școală și m-am plimbat prin parc până când era prima zi de școală în septembrie. Și nu stăteau foarte mult la școală în ziua aia, așa că împreună cu soția am zis să ne plimbăm puțin, o oră, două, și apoi să mergem să-i luăm. Plimbându-ne printre blocuri, am găsit 100 de lei pe o alee. Pe o alee pe care n-am mers niciodată în viața mea până atunci, în orașul respectiv. I-am luat, ne-am uitat în jur și deja ne făceam calcule. Copiii erau răciți, trebuia luat sirop și alte lucruri. Era... mă rog, eram pe minus și am zis, este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat, deși în mintea mea mă gândeam că cineva totuși este nefericit, că i-a pierdut. M-am plimbat pe acolo, i-am luat pe copii, copiii s-au dus într-un parc de joacă cu soția, soția s-a întâlnit cu niște mămici pe acolo, au discutat, dar în mintea mea era ideea asta, întrebarea asta, oare cine a pierdut bani? Oare aș putea să găsesc păgubașul? Trecuseră câteva ore, deja cu cât trecea mai mult timp, cu atât începeam să mă bucur mai tare, că nu știam sigur dacă îl mai găsesc, dar era așa un sentiment foarte amestecat. Era părere de rău pentru cel care pierduse și cumva oarecare bucurie reținută așa pentru faptul că aveam un buzunarul meu, și aici începe să se construiască definiția buzunarului, aveam ceva ce nu mi-aparține, de care mă puteam folosi. M-am plimbat pe acolo, pe alee, am tot întrebat, în stânga, în dreapta, vă lipsește ceva? Oamenii se uitau la mine, căutau prin buzunar, aveau telefon, aveau tot ce le trebuie. Și pe măsură ce trecea, începeam să-mi pierd speranța. Până când am văzut un tânăr apropiindu-se, era de vârsta liceului, așa, și se uita prin boschet, se uita așa, în stânga, în dreapta, tot mergea ca și când n-ar fi avut un scop precis, nu se ducea nicăieri, el doar se uita. Eu veneam din direcția opusă și în mintea mea au început întrebările. Ce fac? Mă opresc, îl întreb, vorbesc cu el, că era clar pentru mine că ăsta era păgubașul. Dar ceva îmi spunea, nu fi fraier, de ce să-l întrebi? Ce, el știe ce e tot buzunar? Știe el că sunt banii tăi, că sunt banii lui la tine? Nu știe. Lasă-l în pace să plece. Treaba lui, dacă n-a fost atent, și tu ai pierdut atâtea lucruri în viață. Și pe măsură ce se apropia, mi era foarte clar că trebuie să iau o decizie. Îl întreb sau nu îl întreb? A venit lângă mine și l-am abordat direct. Ai pierdut ceva? Și tânărul a început să zâmbească, să așa, papagubă și să spună, da, ce ai pierdut? Am pierdut niște bani. Cât? 100 de lei. Și el își continua drumul, ca și când, asta e, am pierdut, îi caut mai departe, un străin mă întreabă. Am scos banii și i-am întins, moment în care omul a rămas perplex. A rămas, ce să zic, fără niciun fel de reacție. Și a început să bâiguie ceva de genul, da cum, da când, nu, da... Deci nici nu știa ce întrebare să pună. Și am spus, ia-i, bucură-te de ei, Dumnezeu ți-a dat înapoi. Și am plecat. Am lăsat acolo mulțumindu-mi. A urmat incidentul cu motocicleta. De acum suntem a treia luni, da? La încă o săptămână. Veneam dintr-o deplasare seara, în spatele blocului, vreau să parchez mașina. Era întuneric, eram obosit și am trecut de un mic obiect pe care l-am văzut pe stradă, între mașini, în spatele blocului. Am trecut de el și apoi m-am oprit. M-am trezit dintr-o dată, zic, e prea pătrat, e prea interesant obiectul respectiv, hai să dau puțin înapoi să văd ce e. Deja aveam problema costului reparației motocicletei, da? Țineți minte treaba asta. Dau înapoi, iau portofelul, pentru că asta era, și mai aveam câțiva zeci de metri până la locul de parcare, mă duc acolo, parchez și apoi mă uit în el să văd ce e în el, ce e cu el, al cui e. Niciun act de identitate, vreo 20 de lei și 4 carduri bancare. Ce poți să faci cu cardurile bancare? Deja, dacă este un drăgușor din ala pe unul dintre umeri, începe să șoptească. Păi poți să repari motocicleta, poți să-ți cumperi cauciucuri de iarnă, poți să faci, să-ți iei saltea la pat, că te doare spatele de mori și toate lucrurile astea.
ok, cine ar face treaba asta? Să fim serioși, sunt pastor, da. Pastor, dar lângă carduri era și un bilețel. Și pe bilețel erau și pinurile cardurilor. Și era noapte. Și eu aveam o motocicletă de reparat. Mă rog, nu vreau să vă spun ce am trăit. Și musafirul de pe umăr spune: ce te costă să te duci să vezi cât are omul pe card? O fi, l-ai găsit, nu l-ai găsit, așa ca idee, să vezi tu ce e acolo. Dacă chiar există oameni în lumea asta care lângă carduri își pun și o hârtiuță cu pinurile. Bun, hai să fac și treaba asta. Am ales cel mai dosnic bancomat așa, pe unde știam că pot să mă duc să verific. Numai atâta fac, atât. Mă duc și verific. Nu faceți ce am făcut eu, da? Adică nu găsiți niciodată un portofel cu carduri, vă asigur. M-am dus, am verificat, băga pinul, a mers, culmea, unul dintre pinuri era 4466. Ce treabă ai să notezi așa ceva? Mă rog. Da. 6500 de lei. 6500 de lei. Am mers și la al doilea bancomat, erau la bănci diferite, era vreo 5000 și ceva de lei. Și atunci m-au luat fiori și m-am întrebat, stai un pic, ce faci? M-am întors, m-am dus acasă și mă gândeam de acum, sunt foarte contradictorii sentimentele astea. Mă gândeam la tânărul care pierduse cei 100 de lei, mă gândeam la accidentul de motocicletă, așteptam din timp în timp să mă sune omul și să-mi spună, uite atâta costă. Și am ales o modalitate prin care să încerc să returnez portofelul. Am scris un bilețel pe parbrizul mașinii lângă care am oprit în seara aceea. Se întâmpla chiar în acea seară, da? N-am așteptat până dimineață, am pus bilețelul acolo, ceva de genul, dacă ai pierdut ceva, sună-mă. Peste vreo oră m-a sunat un bărbat și mi-a zis că a pierdut un portofel, toate detaliile de care știam. M-am întâlnit cu el, l-am dat și i-am făcut o mică recomandare să nu mai lase pinurile acolo, că cine știe ce se poate întâmpla pe viitor. Poate cineva e mai curios decât mine. Omul s-a uitat la mine, nu știa ce să creadă. După aia mi-am dat seama că de fapt nu erau ale lui, erau ale soției, pentru că numele erau de doamnă. El mi-a confirmat numele de acolo și de aia l-am dat. Partea interesantă vine următoarea săptămână, când vin acasă, frământat de ce mi s-a întâmplat, rușinat de faptul că am deschis urechea greșită și curios să știu cum se va termina. Am ajuns acasă și soția vine și îmi spune, uite, a sunat motociclistul. Așa i-a trecusem numele în agendă. Uitasem telefonul acasă. Și eu zic, ok, a început. Începe treaba. Și a văzut că nu i-ai răspuns și ți-a trimis un mesaj. Mai frumos. Ok, hai să vedem cât. Și îmi dă telefonul și mi-aduc și acum aminte de reacția pe care am avut-o, pentru că nu pot să uit. Mesajul era așa: am vândut motocicleta, nu mai este nevoie de nicio reparație. O zi bună. Și atunci mi-am dat seama ce este buzunarul. Sau ce este dulapul. Sau alte locuri neștiute și tainice despre care avem senzația că sunt simple banalități. Și atunci am dat definiția portofelului și a buzunarului. Ca locul în care încep cele mai mari minuni. Locuri în care Dumnezeu te surprinde cu cele mai neobișnuite și interesante teste. Mi-ar plăcea să cred că și buzunarul vostru sau marginea patului sau biroul sau camera sau mașina, orice lucru pe care îl aveți sau pe care îl moșteniți sau îl meritați sau nu, pot să devină teste prin care Dumnezeu să vă confirme că încă poate face minuni.
Am fost atât de rușinat de mesajul ăla, am fost atât de dezamăgit de mine însumi. Și am promis lui Dumnezeu că voi avea întotdeauna încredere în modul în care El conduce lucrurile. Asta este povestea mea. Este povestea unui om care e condus de Dumnezeu în cele mai mici detalii. Și aș vrea din tot sufletul ca, pornind de la buzunar, de la portofel sau de la alte detalii care ne fac cumva dependenți de viața asta, să înțelegem că Dumnezeu chiar își dorește să facem upgrade, să mergem mai sus, să fim mai încrezători, să fim mai credincioși, să fim autentici, să înțelegem că tot ce ni se întâmplă, începând de la modul în care ne scuturăm periuța după ce ne spălăm pe dinți sau la acele click-uri pe care le dăm sau nu le dăm când nu e nimeni în cameră, toate lucrurile astea pot fi niște teste de unde să înceapă marile minuni ale vieții noastre. Vă doresc să le trăiți din plin. Amin.